O anchetă epidemiologică a fost deschisă la Spitalul Universitar București. Aici ne aflăm și noi acum. Ancheta este deschisă în secția de chirurgie plastică. După ce un bărbat care a participat la mitigul din 10 august a fost externat, ulterior acesta a descoperit însă că era infectat cu o bacterie. Bărbatul a fost operat în unitatea medicală și a fost infectat cu clostridium difficile. Pacientul pe nume Doru Oprea a postat pe o rețea de socializare buletinul de analize medicale, care confirmă infecția cu respectiva bacterie, însoțit de mesajul În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane, tot ce trebuie. Duminică am fost la spitalul Victor Babeș din Timișoara cu probe pentru analize, dar mi s-a spus că nu e nimeni și să revin dimineață. Azi dimineață am dus probe la Sinevo și acum am luat rezultatele, clostridium, ci că e o bacterie cu care trebuie să mă lupt acum. În urma acestor informații apărute în mediul virtual, reprezentanții Spitalului Universitar au precizat că aceste date de laborator trebuie corelate cu contextul clinic al pacientului și cu alte constante biologice crescute. De asemenea, aceștia au subliniat faptul că în populația generală există purtători asimptomatici de clostridium dificile între 5 și 15% și că nu pot afirma cu certitudine că respectivul pacient nu face parte din această categorie de populație. Potrivit SUB, în unitate mai este internată o persoană dintre cele care au participat la mitingul din data de 10 august din Piața Victoriei și care au necesitat spitalizare.